Un bărbat de 49 de ani din Mehedinți a fost reținut după ce s-a aflat că și-a abuzat fica vitregă de 13 ani și a lăsat-o însărcinată. Adevărul a ieșit la iveală în urma testului ADN. Bărbatul a susținut că nu este tatăl copilului, dar după ce minora a născut în noiembrie 2023, testul de paternitate arată contrariul declarațiilor vinovatului. Un bărbat din județul Mehedinții în vârstă de 49 de ani a fost reținut după ce și-a abuzat fica vitregă în vârstă de doar 13 ani în repetate rânduri, lăsând-o astfel însărcinată. Individul a negat că ar fi tatăl biologic al copilului, însă după ce minora a născut, anul trecut în luna noiembrie, testul ADN a demonstrat contrariul. Abuzurile s-au petrecut în urmă cu un an într-o familie cu trei fete minore, una dintre ele care avea doar 13 ani la vremea aceea a rămas însărcinată. Mama ei știa de toate cele petrecute și a încercat să-i găsească fetei un partener din sat care să se facă responsabil de sarcina ei, dar planul nu a putut fi dus la un sfârșit. Violatorul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat tribunalului cu propunerea de arestare preventivă. Din surse am aflat faptul că tatăl Vitreg amenința minora cu un cuțit de tăiat roșii ori de câte ori o obliga să întrețină raporturi sexuale. Între timp, copila abuzată și surorile ei, toate cu vârste între 12 și 15 ani, au fost luate în grija statului. La fel și fetița adusă pe lume anul trecut în toamnă. Minora abuzată este traumatizată și are nevoie de îngrijiri de specialitate. Acum, anchetatorii încearcă să afle dacă și cele două surori ale fetei violate au fost abuzate de către tatăl lor Vitreg.